Indiei i-a fost frică de meciul cu Foresta, iar temerile i-au fost alimentate din minutul 2. Rusu a trimis cu capul spre poartă la prima ocazie a meciului, dar Căbuz a respins în corner. Chindia n-a contat în atac minute bune din primul mitan. Același Rusu a deschis tabela minutul 21, după o fază la care Căbuz a ieșit greșit. Neguț a avut șansa egalării la prima ocazie a Chindiei din meci, dar a nimerit bara din 6 metri cu poarta goală. Târgoviștenii au ieșit mai determinați de la cabine, iar echilibrul s-a rupt în minutul 59. Druga a văzut direct roșu pentru un faul la pătru. Capitanul Chindiei l-a întins pe Niga din lovitura liberă care a urmat din marginea careului pentru ca golgheterul gazdelor Cristi Cherchez să egaleze după respingere. Cu un om în plus și cu 1300 de spectatori în tribune, care au ajutat-o când era mai mare nevoie, Chindia a accelerat și a revenit. Același Cherchez a înscris din fața porții la centrarea perfectă a lui Stoica în minutul 73, la o fază la care a contribuit și Liviu Mihai. Ne așteptam la un joc foarte greu, îi cunoșteam din tur pe cei de la Foresta ca fiind o echipă puternică, o echipă cu un joc de angajament, jucător cu bătalie, bun în jocul aerian. S-a dovedit într-adevăr că formează o echipă puternică. În același timp, nici noi n-am reușit poate cel mai bun joc, o prima repriză slabă. Cred eu că și faptul că am început jocul undeva de la 0-1, un gol primit cu destul de mare ușurință, însă cel puțin e bine că am avut forță să revenim repriza a doua și să întoarcem rezultatul. Succesul cu Foresta o aduce pe Chindia la 7 puncte de locul 2 și 3 de Liga a doua. Programul ar avantaja-o pe gruparea din Târgoviște în următoarele două etape. Deocamdată ne punem problema să intrăm în primele 6, să acumulăm cât mai multe puncte și sigur, dacă putem să facem lucrul ăsta, atunci ar fi ok. Însă deocamdată important e să luăm meci cu meci, să acumulăm puncte cât mai multe. Chindia a obținut 9 puncte în 2017 după ce a câștigat pe teren cu Clinceni și Foresta și la Masa Verde cu Vâlcea.